pentru câteva zeci de secunde. Vom deschide Cartea Domnului la Evanghelia după Matei, capitolul 7, citesc de la versetul 24 până la versetul 28, inclusiv 930 în Biblie, traducerea Cornilescu. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui. Amin. Vă rog să vă reașezați. Vă salut cu dragoste și cu bucurie pe toți în dimineața aceasta și înainte să mi îndrept cuvântul spre voi, spre mire și spre mireasă, să vă spun câteva lucruri în dimineața asta, nu o să predic lung, eu am un respect deosebit față de frații păstori aici, ei mai sunt după mine, urmează cu câteva cuvinte măcar, dar vreau să mi îndrept în primul rând atenția în dimineața asta spre părinții voștri și vreau să vă felicit din toată inima pentru că ați adus în fața altarului așa copii minunați. Din toată inima felicit familia Berbecea și din toată inima felicit familia Turcu. Ei sunt rodul dumneavoastră. Dacă ei ne fac sărbătoare în această zi, dumneavoastră aveți cel mai mare merit. Dumnezeu să vă binecuvinteze ca părinți. Și ce să spun despre voi? Sunteți deosebiți, sunteți frumoși, sunteți nemaipomeniți, dar știi cum e când ziua anunții toată lumea se uită la mireasă? Cât de frumoasă ești! Mă gândesc, știți cum e, că mirele poate să vină îmbrăcat oricum. Și din costum de scafandru, dacă ai venit, și cu tubul de oxigen în spate, n-ar băga prea multă lume de seamă. Mă gândesc acum, mă uit la tine, câți crezi tu că din biserică au observat că, eu știu, haina ta de costum se încheie în doi nasturi. Câți? Sau că în loc de nasturi tu ai butoni la cămașă. Nimeni. Eu, uite, mă uit acum și se mai uită soacra așa la tine. Dar despre mireasă sunt convins. Partea surorilor deja știu câte pietricele ai la brâu. Le-o fi numărat deja unele. Ce buchet de flori, cu ce culori. Tot despre mireasă, despre mire foarte, foarte puțin. Dar vreau să spun ceva, Sami. Ea e atât de frumoasă. Și toată lumea e cu ochii pe ea și spre ea datorită ție. Tu îi dai ei importanță în ziua asta. Tu ai făcut-o așa de importantă. Știți că noi, biserica, suntem asemănată, metaforizată cu o mireasă. Noi suntem atât de frumoși și atât de importanți ca biserică, nu datorită nouă, ci datorită mirelui nostru, slăvit să fie numele Lui. Eu am să vă spun doar câteva lucruri de căpătâi, pragmatice, cu care o să vă întâlniți în viață. M-am uitat și atât de multă lume bună și frumoasă e aici. Corul a cântat deosebit. Felicitări corului. Felicitări dumneavoastră că vă ocupați așa, așa frumos de corul ăsta. Excepțional. Să o țineți tot așa cel puțin. Grozav. Flori peste tot. Dar eu am citit un text în care spune că nu-i tot timpul așa. Oamenii ăștia care s-au îmbrăcat frumos pentru voi astăzi, care s-au pregătit și au pregătit poezii, buchete de flori pentru voi, nu vor fi tot timpul așa lângă voi. Nu veți fi tot timpul înconjurați cu atâția oameni lângă voi. Va veni o vreme când veți rămânea singuri. Va veni o vreme când va trebui să plângeți. Pentru că așa e viața noastră pe pământ. Și Domnul ne vorbește și spune că în viața noastră, căsnicia și căsătoria e asemănată, e metaforizată cu construcția unei case. Și voi astăzi începeți să construiți. E importantă temelia unei case și baza unei case. Știți de ce? Estera și Sami. Și ce vă spun eu astăzi, părinții voștri sunt convinși, eu pe familia Turcu o cunosc mai bine decât
pe familia Berbecio, dar sunt convins că sunt la fel de sfinți și de deosebiți. Dar știu, în casa lor, în familia lor, câte furtuni au bătut. Și vor veni furtuni peste voi. Mi-ar plăcea să vă predic astăzi și să vă spun, o să fie grozav. Toată viața voastră o să călcați pe roze. O să pocniți din degete și o să vă vină ba una ba alta. Nu e adevărat. Domnul nu ne-a promis că ne va fi ușor, dar a promis că va fi cu noi. Amin. Și asta e foarte important. Și voi știți din familiile voastre că n-a fost ușor, că au fost momente grele. Faptul că ei au rezistat și ei sunt modelul nostru astăzi. Eu pot să iau pe părinții voștri ca model. Faptul că au rezistat ei până aici, faptul că au rezistat familii cu copii numeroase până în ziua de astăzi împreună, e pentru că au avut o temelie solidă. O casă fără o temelie solidă se prăbușește la prima furtună. E important în construcția unei case și cei care mai construiesc case, știți, și cei care ați construit biserica, știți, e importantă temelia. Pentru că dacă ai o temelie puternică, casa aia poate să reziste. Știți care e statistica zilelor noastre în ce privește familia? În primii 2 ani de căsnicie, 2 din 3 familii divorțează. Știți ce mă îngrijorează foarte tare? Că bisericile evanghelice se îndreaptă spre deznodământul ăsta tragic. Din ce în ce mai multe divorțuri. Tineri care se căsătoresc și după 2 ani nu mai încap în aceeași casă. Și trebuie să se despartă. N-au niciun motiv. Oameni buni, n-au niciun motiv. Dar s-au luat pentru că le plac ochii, mașinile, averile. Unii altora și după 2 ani nu mai pot nici cu păstor, cu probot, cu ce le-ai face, nu mai poți să-i unești. S-a terminat totul. Ei, vreau să vă spun, n-au o temelie solidă. S-au căsătorit din alte considerente decât ceea ce ar trebui să fie. Și vreau să vă spun vouă câteva pietre pe care să le puneți în temelia voastră. O temelie de piatră rezistă. Piatra e elementul cel mai puternic pentru construirea unei temelii. Și vreau să vă spun doar câteva pietre, altele vi le vor spune părinții voștri, păstorii voștri, dar câteva pietre care să stea la baza temeliei voastre. Și dacă le veți pune la baza temeliei voastre, puteți ajunge la final. Atunci când vor veni valuri, talazuri și furtuni în casa voastră, voi și casa voastră să stați liniștiți. Și eu am zis că o să fiu foarte practic. Nu o să vă spun lucruri deosebite și grozave. Lucruri simple. Vă spun vouă, dar vă reamintesc dumneavoastră. Și primul lucru, și prima piatră de temelie pe care să o puneți acolo, la baza construcției voastre și să porniți de astăzi înainte, e acceptare. Acceptare. Și voi astăzi o să ziceți, dar ce acceptare, că noi ne iubim de nu mai putem. Astăzi voi vă vorbiți fără, din privire, așa. Nici nu mai ai nevoie de cuvinte. Ei, o să treacă și luna de miere, o să vă scoateți capul din borcan și știți ce o să se întâmple. O să vedeți că nu prea mai aveți multe de vorbit. Că le-ați vorbit acum, cu minute nelimitate. O să vedeți că încep să apară defecte unul la celălalt. Sami, eu spun, o să-ți dai seama că Estera nu-i perfectă. Sau ți-ai dat deja seama. Estera, tu o să-ți dai seama că el, Sami, nu e bărbatul perfect. Știi asta. Și o să înceapă defectele să apară în viața voastră. Și știți, Biblia spune că dragostea nu schimbă, acoperă. Este un cuvânt în Efeseni, capitolul 4, cu versetul 2, și auzi ce spune. Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Adică acceptați-vă în dragoste. E diferență între a accepta și a suporta pe cineva. Știți, sunt cupluri, familii, care au 20-30 de ani de căsnicie și ei nu se acceptă, dar se suportă unul pe altul. Au copii împreună, nu, au 20 de ani împreună, plătesc facturile împreună, stau în sub același acoperiș, n-au ce face, se suportă unul pe altul. Trec prin casă ca 2 străini, că nu mai e iubire acolo. Se suportă. Ei, Biblia nu vorbește despre suportare, ci despre acceptare, despre îngăduință. Și auziți, în dragoste. Adică, din defectele lui și din defectele ei, să faci calități și motivul tău de a iubi.
Zice că unul s-a hotărât să se căsătorească și a zis, băi, zice, m-am săturat, sunt tot calcă mășile singur, mă căsătoresc. S-a căsătorit și după un an de zile s-a întâlnit cu prietenul lui și zice, cum e? Păi, zice, după un an de zile am învățat să calc și rochii. Ați înțeles? Deci dragostea nu schimbă. Te gândești, las că-l iau eu așa, dar schimb eu, îl aduc eu, dar de unde? Lasă că învăț eu, nu știe acum, dar nu, o să calci tu rochii, spun eu. Pentru că dragostea adevărată acceptă, acoperă. Nu încercați să vă schimbați unul pe celălalt în lucruri mari, ci acceptați-vă. E atât de important. Și știți ce vreau să înțelegeți astăzi? Că voi sunteți diferiți. Tocmai de-aia ai nevoie de acceptare. O să vă piară fluturii din stomac. Știți că așa e, până la nuntă fluturii în stomac, dragostea, nu mai pot. Nu, o să apară gastrita și altele în stomac. O să se ducă fluturii. Ce faceți atunci? De asta e important să ne acceptăm. Să ne acceptăm unii pe alții, dar în dragoste. Am 17 ani de căsnicie cu soția mea. Mulți înainte, mulțumesc și dumneavoastră. Și după 17 ani îmi dau eu seama că sunt plin de defecte. Plin. Dar nevastă mea mi-a zis, stai liniștit, zice, eu pentru asta te iubesc. Înțelegi? Va trebui să înveți să-l iubești și să înveți să o iubești pentru defectele ei. Zice că într-o zi un rege a avut un diamant grozav și s-a fisurat, pentru că e foarte casant diamantul. S-a fisurat el într-o parte. Atât de mult ținea regele ăsta diamantul lui, cu el fisurat, defect, s-a dus la cel mai mare bijutier din ținutul lui și a spus, uite, ce poți să faci cu diamantul ăsta în așa fel încât să nu-și piardă valoarea, adică să nu mi-l tai, să mi-l ciuntești, să-și piardă valoarea. Eu îl iubesc foarte mult. Fă ceva cu diamantul ăsta defect. Pentru că despre defecțiuni vorbim. Voi nu sunteți perfecți și noi nu suntem perfecți. Și bijutierul a luat diamantul și a stat și a lucrat pe el și a lucrat și s-a gândit și a lucrat pe el și într-un târziu l-a dus la rege. S-a uitat regele și a spus, nu numai că nu i-a scăzut valoarea acestui diamant, dar i-a crescut valoarea acestui diamant. Știți ce făcuse bijutierul din fisura aceea? Pe fisura aceea a creionat chipul regelui. Și din fisura aia el a început să creioneze chipul regelui. Și din defectul acelui diamant, de fapt, i-a dat valoare. Asta va trebui să faceți voi. Din defectele unul altuia să începeți să vă dați valoare. Voi sunteți diferiți fizic. Sami, ea nu se poate căra saș de ciment ca tine. Până la etajul 7. Nu forța. Bagajele grele, tu trebuie să le cari. Ea e partea frumoasă a familiei. Tu ești partea puternică. Înțelegi? Estera, tu nu te aștepta ca el să plângă la orice telenovelă, ca tine. Știți că telenovelele s-au inventat pentru femei. Nici nu se întâmplă bine acțiunea și ele cu Batista în mână. Că așa, înțelegi, e partea aia finuță. Voi sunteți mult mai sensibile, noi bărbații nu. Noi nu plângem foarte repede, măcar că și băieții plâng câteodată. Și e normal și frumos. E normal și frumos. Sunteți diferiți din punct de vedere fizic, dar sunteți diferiți din punct de vedere intelectual. Nu te supăra, Sami. Și eu vă recunosc. Nevestele noastre sunt mult mai deștepte decât noi. Doar că ne lasă impresia că noi suntem mai deștepți. Înțelegi? De atâtea ori. Știm că vă regăsiți în aceeași. Suntem de aceeași parte. Ne dă impresia că noi suntem grozavi, dar ele deja au planul făcut. Nu? Nu vă pun să ridicați mâna care să vă aflați în aceeași situație. E clar. Și va trebui să înțelegi. Așa El le-a creat Dumnezeu. Ele sunt mai intuitive. Nu e niciun păcat și nicio greșeală să-ți ascult soția. Nu. Cineva spunea că femeile sunt egale cu bărbații. Nu e adevărat. Femeile sunt mult superioare. Uită-te aici, ele nasc. Păi ce, tu ai putea să naști? V-ați gândit vreodată un bărbat ce ar însemna să nască? Păi ne doare o măsia și luăm toată farmacia la rând. Și ele nu, ele nasc. Durerile cele mai grozave din familie, păi ce le ducem noi? Păi cine se trezește dimineața să pună copiii la rând, să-i trimită la școală? Cine alină bubele copiilor? Cine? Noi? Va trebui să înveți uneori să-ți asculți. Și s-a scurs de intuiție. Dumnezeu îți poate vorbi prin ea de nenumărate ori. A
acceptați-vă unul pe altul. Asta e prima piatră de temelie. Sunteți diferiți din punct de vedere social. Unuia dintre voi s-ar putea să-i placă tot timpul să fie afară, între prieteni, să zburde, să celălalt să stea liniștit în coliba lui, să stea acasă. Să... Va trebui să vă acceptați. Nu trebuie să zici, tu ești un cuiat, tu stai toată ziua acasă, uite eu. Nu, nu, nu. Voi trebuie să vă acceptați și să accepți. Dacă ei îi place să stea acasă, stai acasă cu ea. Și dacă lui îi place uneori să iasă, ieși uneori cu el. Cu prietenii lui sau eu știu. Va trebui să vă acceptați. Asta e prima piatră importantă. Dacă vreți să reziste căsnicia voastră. Acceptare din toate punctele de vedere. Va trebui să vă acceptați. Acum ascultă-mă. E o familie mare aici, Berbecea și de Turcu. Și mie îmi plac familiile numeroase și le iubesc din toată inima. Estera. Va trebui să-i accepți întreaga lui familie, pe toți frații lui, pe mama. Tata, am înțeles că a plecat. S-ar putea de acolo, de undeva, să privească spre voi aici și spre ce se întâmplă aici. Va trebui să-l accepți cu tot ce are. Sunt unii care se căsătoresc și zic așa, nu, pe mine nu mă interesează, măsa, taxul, noi să fim. Noi doi. Nu. Pe Sami l-ai prins la super ofertă. Încă 11 frați. Minunați. Și așa trebuie să fie. Va trebui să o ajutați pe mama care a rămas singură, Estera. Înțelegi? Deci va trebui să fii fata ei de acum înainte. Pentru că știi de ce? Asta îi va face bine lui. Cât de mult îi vei iubi pe el, atât de mult îi vei accepta părinții și frații. Crede-mă. Nu poți să-l iubești pe el și să nu-i iubești mama și să nu-i iubești frații și cu natul. Nu poți. Sami, ai prins-o la super ofertă și super ofertă asta e mai mare. 16 ai prins. Tu-ți dai seama? Va trebui să-i iubești pe părinți. Va trebui să devii copilul lor, parte din familia lor. Va trebui să te gândești. Am bani. Poate părinții mei să mă duc la socri, apoi la ceilalți și să vă împărțiți bunurile cu ei și să-i căutați și să-i vizitați. Să vă acceptați părinții. Asta aduce fericire familiei voastre. Nu trebuie să vă izolați de familie. Nu, din contră, să fiți cu ei, pentru că la greu. Vreau să vă spun, la greu știți cine o să sară? Să vă ajute? Când vine furtuna și vântul și valul în casa voastră, știți cine o să sară să vă ajute? Uite ei. Care astăzi sunt familia voastră și ați fi putut să faceți nuntă numai cu ei. Și mă bucur, Dumnezeu să vă binecuvinteze. O a doua piatră importantă în temelia căsniciei voastre e renunțare. Știți că în căsnicie noi venim de regulă cu aere, cu ifose, cu mândriile noastre, cu... Păi eu așa am fost la mama, În căsnicie se intră cu renunțare. Renunț. Dacă vreți să fiți fericiți, să rămâneți frumoși și pe din afară și pe dinăuntru, începeți de astăzi să renunțați la orgoliu, să renunțați la eu. Și vreau să vă citesc un cuvânt. Și auzi ce scur. Nevestelor. Știi, când se citește cuvântul ăsta, deja femeile își pun așa un scut. Iar mă citește cuvântul ăsta. Nu-i nuntă să nu se citească. Auzi. Nevestelor. În Efeseni, capitolul 5, versetul 22. Fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Eu n-am văzut. Dacă dumneavoastră l-ați văzut, să-mi spuneți. Eu n-am văzut femeie fericită. Nevastă fericită și nesupusă. Eu n-am văzut. Dar am văzut soții supuse și fericite. Estera, secretul fericirii tale nu e să ai mulți bani, casă mare și mașină la poartă. Secretul fericirii tale e să-i fii supusă lui. Și eu îți spun un lucru. Și eu am observat asta. Știi cât de mult ești supusă lui? Cât de mult ești supusă lui Dumnezeu. Cât de mult îl iubești pe Dumnezeu, atât de mult îl iubești pe El. Sami, tu cât de mult îl iubești pe Dumnezeu, atât de mult o vei iubi pe Estera. Nu mai mult și nu mai puțin. Și mă rog, ca iubirea ta față de Dumnezeu să crească din zi în zi, pentru că atunci o vei iubi pe ea. Bărbații care își iubesc pe Dumnezeu, își iubesc soțiile. Femeile care îl iubesc pe Dumnezeu, își iubesc soții și le sunt supuse. Asta înseamnă renunțare. Nu-i ușoară supunerea. Uneori o să vezi, pentru că eu spuneam, noi bărbații nu suntem foarte inteligenți. Și deciziile noastre, uneori, le șochează pe soțiile noastre.
luăm așa decizii de moment. Nici nu stai, n-am nicio logică. Și uneori va trebui să fii supus în felul ăsta. Pentru că de asta depinde fericirea ta, Estera. Iar tu, știi cum trebuie să o iubești? Tot așa cu renunțare, zice, cum și-a iubit bărbaților. Iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Știi cum trebuie să o iubești pe Estera? Cu renunțare. Să renunți la tine, să te dai pe sine. Știți că noi ne iubim nevestele până în cer și înapoi. Nu mai putem de dragul lor, le aducem flori, nu știu pe unde le ducem. Dar nu suntem în stare să ducem gunoiul? Ele se ducă gunoi. Nu suntem în stare să ne trezim la ora 5 să dăm lapte la ăla mic, tot iată să se trezească, că parcă ar fi numai ei copil. Dar le iubim de nu mai putem. Le iubim și le ținem în casă, în loc să le scoatem poate la o înghețată odată, în concediu poate. Dar noi le iubim. Iubirea voastră nu trebuie să fie doar declarativă, va trebui să fie faptică. Sami, ea o să vadă la tine renunțare. Sau o să vadă îngânfare și mândrie și nu uitați, a doua piatră importantă căsnicia voastră e piatra renunțării. Până nu veți renunța și veți fi două pietre tari în casa voastră și în casele noastre, va fi dezastru. Pentru că tinerii căsătoriți nu învață lecția renunțării. Unul mai căpos ca altul. Dacă nu faci așa, mă duc la mama. Dacă nu fac așa, mă duc la tata. Nu faci așa, mă duc la tata. Nu există așa ceva. Nu există mama și tata. Când voi vă mai ciondăniți, nu mergi nici la mama, nici la tata. Și tu la fel. Nici la mama, nici la frați, nici la... Mergeți la Domnul. Singurul căruia aveți voie să vă părâți e Domnul. Nu trebuie despre casa voastră să știe nici păstorul, nici comitetul, nici biserica, nici prietenii. Nimeni de pe Facebook nu trebuie să știe treaba asta. Dumnezeu. Când aveți vreo problemă, în genunchi amândoi și la Dumnezeu. A treia piatră importantă în căsnicia voastră, care trebuie să stea la temelia casei voastre, se numește investiție. Acum, totul e frumos. Totul e vesel, totul e cânt. O ții de mână frumos, m-am uitat. M-aș întâlni cu voi peste 20 de ani și aș vrea tot la fel să o ții de frumos și tot la fel de elegant să fii. Nu se poate în căsnicie să o lăsăm. Căsnicia e un foc. Un foc, dacă nu-l întreții și nu investești în el, se stinge. De astea multe familii ajung după 5 ani, 2 ani, 3 ani, 20 de ani să se stingă. Să fie doi vecini de apartament, atâta tot. Pentru că nu mai investesc în căsnicia lor. Căsnicia presupune investiții și am să vă spun ce să investiți. Investiți în primul rând, investiți în căsnicia voastră timp. Faceți-vă timp unul pentru celălalt. Estera, cea mai importantă persoană din lumea asta pentru tine e Sami. Și va trebui să-ți faci timp pentru el, să-l asculți, să-l iubești, să-l îngrijești, să vă faceți timp unul pentru celălalt. Sami, să vă faceți timp să vă plimbați împreună. Să vă faceți timp să citiți împreună, să fiți unul cu celălalt. Nu se poate, unul muncește în România, unul în Spania. Nu banii sunt importanți pentru o căsnicie fericită. S-a dovedit că banii distrug căsnicile. Că unul într-o parte și unul într-alta, asta nu-i căsnicie, e căsnicie. E important să fiți unul cu celălalt, să investiți timp în căsnicia voastră. Știți ce se întâmplă cu familiile tinere, am văzut? După 6 luni de zile, după ce se căsătoresc, vin acasă. Și deja și-au vorbit și au spus tot ce așa. Sunt în regulă. Și încep să cheme prieteni la ei. Își cumpăr câte un televizor de la mare, cât jumătate de perete din sufragerie. Nu știu de ce. Jocuri, tot felul, calculatoare, unul cu laptopul lui, celălalt cu laptopul lui, nu mai au timp unul pentru altul. Stau ei doi, după 6 luni de căsnicie și ne vorbește unul din televizor, numai prostii. Da, asta se întâmplă. Și se miră de ce se ajunge la divorț. Pentru că n-au investit în căsnicia lor timp și timp bun unul pentru celălalt. Stați unul cu celălalt. Petreceți timp unul cu celălalt. Cei care aveți copii și aveți... Puteți să-i lăsați o zi, două la bunici și să vă faceți timpul pentru celălalt. Nu-i păcat asta. Asta va consolida căsnicia voastră. Și va consolida căsnicia voastră. Ia-ți soția de mână, du-te cu ea odată, petrece timp numai cu ea și numai cu el. Faceți-vă timp să vă spuneți lucruri frumoase. Investiți în căsnicia voastră sentiment. Sunt convins, Estera, că ai spus că îl iubești, că altfel.
i-ai spus, și da, de câte ori ai zis. Sunt convins am că i-ai spus că o iubești. Nu uita ce-ți spun astăzi, în ziua anunții voastre și ce vă spun. În fiecare zi este rar nevoie să-i spui și să-i arăți că o iubești. Așa este rar. Ai nevoie să ți se spună că te iubește. Știi că o soră s-a dus la comitet și a zis că nu, se desparte de bărbatul că nu o mai iubește. Și s-a dus păstorul acasă la el și l-a întrebat, băi frate, era un om serios din biserică. Nevastă ta vrea să se despartă de tine că tu nu mai iubești, adevărat? Nu e adevărat, frate, o iubesc. Cum iubești? Uite, ea zice că nu iubești. Și ea îi spune lui, erau amândoi. Da, zice, nu mi-ai spus niciodată că mă iubești. Ba frate, i-am zis în ziua când i-am zis că o iubesc. Și de atunci eu nu m-am schimbat. Dacă mă schimb, o să-i spun. Nu-i suficient în ziua anunții. Sami, vă spuneam că noi funcționăm diferit. Ea are nevoie în fiecare zi să-i spui că o iubești. Să o asiguri. Să și vadă, nu numai vorbe. Să o asiguri. Estera, dimineață primul lucru. Estera, te iubesc. Sami, te iubesc. Asigurați-vă unul pe altul de iubirea celuilalt. Asta face atât de mult pentru căsnicia voastră. Investiți sentiment. Investiți romantism în iubirea voastră. Ei, mai mergeți și voi. La noi nu prea se vede apusul de soare, așa că-s mulți nori. Dar când prindeți un apus de soare, ieșiți imediat. Puteți să vă treziți și la răsărit? Nu e nicio problemă. Surprinde-o cu flori. Surprinde-o cu surprize care știi că ei plac. Asta e investiție. Investiți în căsnicia voastră stimă de sine. Uitați-vă cât sunteți de frumoși. Se căsătoresc oamenii. Și după 10-15 ani te uiți și el arată ca un mecanic din garaj. Ulei, murdar, peste tot. Nu-i mai pasă cum arată. Burtă mare, părul, claie. Nu. O luat-o de nevastă. Miroase după el, Doamne ferește. Da, nu-i mai pasă cum arată. Și care nevastă? Bă, dar n-a fost așa până să se căsători. Era parfumat, era spreiat, era aranjat, era tuns, erau pantofii făcuți. Acum ai noroiul până în genunchi. N-are nicio treabă. Și invers. Ia la fel. Voi trebuie să investiți stimă de sine. Să fiți eleganți unul în fața celuilalt. N-am înțeles niciodată de ce. Noi ne îmbrăcăm elegant și surorile și soțiile noastre se îmbracă elegant și frumos când ies afară din casă. Să le vadă lumea. Păi stai mă, că lumea e mai importantă decât eu, soțul tău. Păi îmbracă-te elegant și în fața mea, când stăm numai noi doi. Și surprinde-le Estera. Puneți într-o zi cele mai frumoase rochițe și el o să te întrebe, dar de ce ești așa elegant? Și tu zici, pentru tine. Cum, nu plecăm niciunde? Nu! Stăm acasă, uite, dăm așa de mâncare la găini. Facem toată treaba, uite așa elegantă pentru tine. Și tu la fel, îți pui într-o zi costumul de mire după 10 ani dacă te mai încăpea. Dacă nu vezi tu, îți iei altul. Și ea o să te întrebe, dar cu costumul ăsta ce faci? Unde plecăm? Niciunde. Stau pentru tine, uite m-am îmbrăcat așa. Și să vezi cum tai lemne în el. Cum le crăp. Îmbrăcați-vă eleganți, fiți frumoși. În continuare, nu vă delăsați stima de sine, asta contează foarte mult într-o căsnicie. Ultima piatră pe care vă spun astăzi și care e atât de importantă, se numește legământ. Știți, în câteva minute voi o să vă jurați credință, iubire, unul altuia, până la moarte și asta e piatra cea mai importantă, poate, legământ. Și eu vreau să vă citesc un cuvânt din Maleachi, capitolul 2, dacă poți să mă ajuți, Maleachi, capitolul 2, ca să înțelegeți ce important e legământul, capitolul 2, versetul 13, unde spune așa. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât El nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Mai departe. Și dacă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământul. Dacă sunt multe familii pe care Dumnezeu nu le mai ascultă rugăciunea, cărora Dumnezeu nu le mai ascultă rugăciunea, și vin la biserică și vin degeaba, și aduc jertfe pe altar și jertfele nu sunt primite, e pentru că au încălcat legământul cu cea și cu cel de lângă el.
În voi veți încheia un legământ și în virtutea acestui legământ voi trebuie să rămâneți în continuare, unul lângă celălalt, până la finalul vieții voastre. Voi vă veți schimba în timp. Eu nu știu ce vă va aduce ziua de mâine. Probabil știți unii din dumneavoastră. Cumnaților mei, în decurs de 7 ani, au murit 2 copii și i-am întrebat după asta. Bă, dacă voi ați fi știut că vă vor muri 2 copii în 7 ani, v-ați mai fi căsătorit? Niciodată. O spun, n-am fi putut să... Dar pentru că s-au căsătorit, au rămas împreună și nu și-au pierdut mințile și atâta durere și atâta... Înțelegeți? Nu știu ce se întâmplă peste 10-20 de ani cu Estera și nu știu ce se întâmplă cu Sami. Ei, nu ne abandonăm la groapa de gunoi. Indiferent cum ne vom schimba, indiferent câte riduri vor apărea și cearpene pe fața noastră și varice, poate din pricina nașterilor și multe boli, din pricina lumii în care trăim și a sistemului, rămâneți unul lângă celălalt. Sami, ține cont ce spun de azi înainte, cea mai frumoasă, nu cea singura femeie din lumea asta e ea pentru tine. Tu nu trebuie să ai ochi nici pentru X, nici pentru Y, pentru nimeni. Niciuna nu trebuie să fie frumoasă, doar ea. Niciunul nu trebuie să fie bărbat bine și bărbat frumos decât el pentru tine. Estera, nu ai ochi pentru altcineva. Sami, nu ai ochi pentru altcineva. A făcut și a spus, eu fac legământ cu ochii mei să nu-mi opresc ochii. Nu. Cea mai frumoasă și cel mai frumos e Sami și cea mai frumoasă Estera în virtutea acestui legământ. Nu uitați, vor veni talazuri peste casa voastră, că așa vin peste casele noastre. Vor veni furtuni. Dar dacă veți avea o temelie solidă, va rezista casa aceea. Zice că la o fermă mare a vrut stăpânul să angajeze un paznic. Și a făcut preselecție, să vadă ce paznic ar fi bun pentru ferma lui. Și l-a chemat pe unul și a spus, uite, tu vrei să fii paznic la ferma mea mare? Și da. Ce știi să faci? L-a întrebat. Ce poți face dacă vine furtună? Pentru că la noi e o zonă cu furtuni, e o zonă cu multe, multe pericole, cu intemperii. Ce știi să faci când vine furtuna? Și ăsta zice, am experiență, zice paznicul care era candidat pentru post. Am experiență și o să, când vine furtuna, o să mă duc să închid toate geamurile și toate ușile și o alerg foarte repede. Alerg de colo-colo, bag animalele repede în grajduri, le pun pe toate la locul lor, totul pun în ordine când vine furtuna. Alerg foarte bine și sunt foarte iscusit. Da, mulțumesc, foarte bine, apreciez. Următorul. Și spune la fel stăpânul, dacă vine furtuna și vin valul și vin talazul, pentru că zona noastră, uite, e așa, ce știi să faci pe timp de furtună? Și ăsta zice, eu sunt un tip foarte puternic. Eu pot să iau vițelul după unde ce să-l bag în graj. Greu pe mine vreo furtună să mă poată doborâ. În momentul ăla mă duc și bag animalele. Mie nu-i frică de furtună. Eu nu mă tem. Uitați-vă la mine, sunt numai mușchi. Și stăpânul acelei ferme spune, da, mulțumesc, apreciez. A venit un altul, după mulți, mulți, a venit un altul. Și l-a întrebat pe ăsta, zice, tu ce știi să faci pe timp de furtună? Și ăsta zice, a, știți, ce știu eu să fac pe timp de furtună? Când vine furtuna, zice, eu dorm liniștit. Eu știu să dorm. Acum tu dormi. În timp de furtună tu dormi. Și auziți ce răspunde asta? Domnule, atunci când e vreme bună, când e soare, când mă uit în depărtare și îmi dau seama că se apropie ceva, eu cât e vreme bună pun animalele la adăpost. Cât e vreme bună închid ferestrele. Cât e vreme bună, mă asigur că toate lucrurile sunt în ordine. Închid toate ușile. Și când vine furtuna, eu nu mai am ce să fac. Eu dorm liniștit. Ați înțeles? Cât timp e vreme bună, soare, cât timp încă nu sunt nori deasupra vieții voastre, puneți lucrurile în ordine. Închideți ferestrele, ușile, stați într-o relație bună cu Dumnezeu. Asigurați-vă. Și când vine furtuna, știți ce o să faceți? Spuneți ca psalmistul, eu mă culc și adorm în... Indiferent ce se întâmplă, când ai o temelie bună și o relație bună cu Dumnezeu și îți asiguri casa și viața, când vine furtuna, voi veți dormi liniștiți și noi ne vom bucura de lucrarea asta. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu legământul pe care îl încheiați astăzi, numai la buza mormântului să se termine. Amin. Amin.